Fasolea verde este o legumă înzestrată cu virtuți terapeutice deosebite. Aceste mici boabe necoapte sunt bogate în proteine, carbohidrați, vitamine, fiind folosite încă din antichitate în tratamentul diabetului și al altor afecțiuni. Proaspete, congelate sau la conservă, păstăile sunt alimentul ideal pentru cei care vor să mai dea jos câteva kilograme. Și pentru că noi le mai numim păstări, apare întrebarea: care să fie forma acceptată de dicționar? Păstâi sau păstări? Să aflăm ce ne spune Dexul de pe stradă. Păstări. Păstăi. Sună mai literal păstăi, dar populare știu că sunt păstări, spun la țară. Da, acasă cum le spuneți? E clar ca la bunica, păstări. Păstăi. La noi spun păstări. Spun păstări, dar nu știu dacă e drept. Eu cred că sunt păstăi. Astăzi, în grădină, am cules o găleată de păstări. Păstările au fost strânse la timp. Aseară am făcut păstări cu cartofi. Păstări se zicea păstăi acum. Și păstările, ca să mâncăm păstăi, este sănătos pentru corpul omului. În dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul păstaie, cu pluralul păstăi, are următoarea definiție: fruct, caracteristic plantelor din familia leguminoaselor, format din două valve în care sunt închise semințele, fruct verde al unor specii de fasole. Termenul păstări nu apare în niciuna dintre edițiile dicționarului, deci vom evita utilizarea lui în vorbire. Să exemplificăm, fasolea verde este formată din păstăi fragede, comestibile. Păstăile sunt garnitura mea preferată la peștele copt. Planta care produce păstăile de vanilie provine din familia orhideelor. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.